fiecare iarnă începem curățenia de primăvară, ceea ce înseamnă că spălăm cu un jet sub presiune fiecare alee pietonală, stradă, rigolă, parcări. Se spală în mare tot sectorul. Spălăm cu un jet sub presiune deoarece în urma zăpezii, în urma iernii, particulele de plaf s-au impregnat în asfalt. Există deșeuri biodegradabile, cum sunt frunzele, care sunt impregnate în asfalt și ne ajută să spălăm sub presiune pentru simplu fapt să ne asigurăm că totul este curat și rămâne curat în urma noastră. Pentru aceste operațiuni avem utilajele multifuncționale. Avem odată cisternele cu care am filet zăpezit și acum intrăm pe planul de stropit străzi, partea carosabilă. După ce o spălăm, așa întreținem și ne asigurăm că nu permitem particulele de praf să stea în aer. Avem feriile care udă și mătură în același timp, care acționăm pe căile pietonale și pe căile de circulație rutieră. Pe trotuare și în parcări acționăm tot cu cisterne pentru a spăla în cadrul curățeniei de primăvară și după întreținem cu stropit, cu periile și cu curățenia manuală. Acționăm pe străzile de categoria 1, pe bulevardele principale în timpul nopții, iar în timpul zilei acționăm pe străzile secundare pentru a nu contribui la blocaje în trafic sau incidente în trafic. Acțiunile sunt periodice, curățenia generală se face de regulă primăvara și toamna, dar în funcție de starea terenului, în funcție de starea sectorului, la nivel de salubritate, acționăm de fiecare dată când este cazul.